Important este să aud live. Bună ziua tuturor! Mulțumesc presei pentru prezență la această conferință. Stimați cetățenii Republicii Moldova, articolul 47 din Constituție spune că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent care să-i asigure sănătatea și bunăstarea a sa și a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare. În completarea acestor dispoziții, pentru a nu permite nimănui, niciunei guvernări, niciunui prim-ministru sau președinte să interpreteze după bunul său plac Constituția Republicii Moldova, să-și bată joc de oameni, să-și bată joc de cei care muncesc sau au muncit deja o viață întreagă, umilindu-i cu pensii și salarii mizere, urmează a fi introdusă în textul Constituției obligația statului de a asigura ca niciun salariu sau pensie, cu excepția celei sociale, să nu fie mai mici decât minimumul de existență. Minimul de existență stabilit în conformitate cu legislația, care astăzi, conform Biroului Național de Statistică, depășește suma de 2000 de lei. Iar în realitate, cunoaștem cu toții, acest minim de existență este și mai mare. Pentru unii guvernanți, suma de 2000 de lei este un prânz zilnic. O pensie lunară a unui părinte de-al nostru este cât un prânz a unui guvernant. Am decis ca fracțiunea Platformei Demnitate și Adevăr din Parlamentul Republicii Moldova să inițieze toate procedurile de modificare a Constituției și a întregului cadru normativ legat de siguranța socială a fiecărui cetățean. Și aceasta ca parte a programului prezidențial de eradicare a sărăciei. Astfel, această modificare a Constituției țării noastre, printr-o precizare foarte clară, obligă statul să garanteze fiecărui cetățean venituri minime care să nu mai plaseze sub limita sărăciei. Preocuparea mea și a Platformei Demnitate și Adevăr este aceea de a elimina prin acțiuni concrete decalajele dintre veniturile actuale ale populației și necesitățile, nevoile zilnice ale oamenilor. În mandatul meu de președinte, voi pune în aplicare un foarte serios proiect de țară în care un capitol aparte îl va constitui eradicarea sărăciei, inechității sociale și nedreptății, astfel încât toți cetățenii Republicii Moldova să-și poată acoperi coșul minim de consum din care să nu lipsească hrana, medicamentele, costurile lunare de trai, și aici mă refer la chirie, la plata utilităților și serviciilor comunale. Un proiect aparte al meu și al Platformei Demnitate și Adevăr îl reprezintă măsurile de revizuire și ajustare a tarifelor la energie electrică, la gazul natural, la combustibil, precum și a prețurilor exagerate. Avem niște prețuri mai mari decât în Europa, în condițiile în care salariile, pensiile, veniturile noastre ale cetățenilor Republicii Moldova sunt de N ori mai mici. Cu cea mai gravă situație se confruntă pensionarii, acești oameni care o viață întreagă au muncit și acum au ajuns să fie umiliți cu niște pensii mici, cu niște pensii nesimțite, pur și simplu, venite din partea unor guvernanți nesimțiți. Sunt peste 440.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care se confruntă cu această problemă. Eu și colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr considerăm că reforma pensiilor presupune întâi de toate lupta cu corupția, lupta cu mafia și schemele ilicite de dilapidare a avuției statului și oamenilor, detenebrizarea, refacerea și dezvoltarea economiei, repunerea în funcțiune a fabricilor și uzinelor. Aceste măsuri vor conduce la crearea mai multor locuri de muncă bine plătite, care să asigure resurse suficiente și pentru sistemul de solidaritate și pentru creșterea veniturilor medicilor, profesorilor, învățătorilor și educatorilor, polițiștilor,
militarilor, studenților. Platforma Demnitate și Adevăr are elaborat un plan consistent pentru următorii 4 ani de zile, care, pe lângă cele expuse mai sus, va garanta creșterea veniturilor suplimentare în buget de minimum 20 de miliarde de lei. Prin atragerea investițiilor străine, prin eliminarea schemelor în cadrul achizițiilor publice, prin combaterea economiei tenebre, prin anularea unor facilități fiscale inutile și impozitarea suplimentară a luxului și viciilor. Iată sursele din care vom aloca banii necesari pentru majorarea pensiilor mici. Noi suntem garanții faptului că pensia minimă în Republica Moldova va ajunge la cel puțin 2500 de lei. E posibil așa ceva și garantul acestui lucru suntem noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr. Umilința la care a fost supus mereu poporul nostru în ultimii ani trebuie să înceteze imediat. Oamenii au dreptul la viață decentă, au dreptul la un venit lunar care să nu-i mai umilească. Preocuparea față de viața oamenilor a celui mai iresponsabil președinte este un fals grosolan. Acest om își face statui din inițiativele sale sociale, dar iată că a crescut pensia cu doar 1%. Dreptatea, Dodon, nu se promite, dreptatea se face. Dreptatea se face și eu vă asigur, stimați cetățeni, voi face dreptate. Dreptate și o viață mai bună. Am să-l rog pe Dinu Prungău, cel care a elaborat împreună cu colegii mei în Parlamentul Republicii Moldova mai multe proiecte de legi, dar în principal proiectul de modificare a Constituției Republicii Moldova, proiectul de modificare a articolului 47, care vine să ne asigure că nicio pensie, niciun salariu în Republica Moldova nu va fi mai mic decât minimul de existență stabilit în legislație. Nicio pensie, cu excepția celor sociale, nu poate fi mai mică decât minimul de existență. Dinu, vă rog. Mersi mult, domnule președinte. Deci, la inițiativa lui Andrei Năstase, echipa noastră de juriști și economiști, împreună cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova, au elaborat proiectul de modificare a Constituției Republicii Moldova, astfel încât, deși în textul Constituției există obligativitatea statului să asigure un trai decent pentru toți cetățenii Republicii Moldova, în cazul în care există unele interpretări și în cazul de față, în condițiile în care avem la foarte mulți pensionari pensii mai mici decât minimul de existență stabilit de către Guvernul Republicii Moldova, un minim care să le asigure să supraviețuiască în Republica Moldova, am decis să mai introducem o sintagmă în textul Constituției, astfel încât statul să fie obligat să garanteze cetățenilor acest minim de existență. Este o modificare tehnică și de momentul de față, în condițiile în care deja avem elaborat proiectul de modificare a Constituției, vom începe procedurile de consultare publică a actului normativ și sunt sigur absolut că întreaga societate unanim dorește ca toți cetățenii să aibă un trai decent, ca pensiile în Republica Moldova să nu fie mai mici decât minimul de existență stabilit de către guvern și în al doilea rând vom începe o consultare în interiorul Parlamentului astfel încât să atingem o unanimitate de voturi pentru modificarea Constituției în vederea asigurării acestui minim de existență pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Nu ne-am oprit aici și am completat proiectul nostru de modificare a Constituției cu amendarea mai multor acte normative prin legi organice, astfel încât nicio pensie în Republica Moldova să nu fie mai mică decât minimul de existență necesar, mai mică decât 2000 de lei, 2082 de lei, așa cum este stabilit de către guvern în statisticile lor. O să vă dau doar câteva cifre ca să înțelegeți cât de gravă este la momentul actual situația din Republica Moldova în legătură cu pensiile. La 1 aprilie 2020, cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă constituie 1131 de lei și 46 de bani. Începând cu data de 1 octombrie 2020, cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 1132 de lei și 52 de bani. Deci, acest guvern catastrofă
a preconizat o creștere de doar 1 leu și 6 bani. Este o catastrofă. În condițiile în care din bugetul de stat se cheltuie sume exorbitante pentru cheltuieli nejustificate, în condițiile în care avem o sumedenie de întreprinderi care sunt devalizate sau banii cărora nu sunt valorificați la cuantumul care trebuie să fie. Însă și aceste instituții de stat prezic administrarea proastă a veniturilor și cheltuielilor întreprinderilor de stat prejudicează statul cu miliarde de lei. Deci din acești bani noi putem preconiza o creștere majoră pentru toți pensionarii la capitolul pensii, astfel încât niciun pensionar să nu aibă un venit mai mic decât strictul necesar pentru a-i fi asigurat conform Constituției Republicii Moldova posibilitatea la procurarea medicamentelor, posibilitatea la procurarea hainelor, posibilitatea la procurarea hranei, la tot ceea ce este necesar pentru a avea o viață cât de cât normală. Și nu în ultimul rând, atragem atenția la prețurile pentru energie electrică, la prețurile pentru apă și la prețurile pentru gazul natural. Este o temă aparte pe care noi o analizăm cu strictețe și vom ieși în curând și cu proiecte în acest sens. Mersi mult! Imediat, deja proiectele de legi pe care le-am prezentat astăzi sunt gata și începând cu ziua de astăzi, vor începe a fi introduse în procedura legislativă, astfel încât să producă anumite efecte pentru societate și să oblige guvernul și parlamentul să întreprindă toate măsurile pentru a asigura un minim de existență tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Da. Noi vă mulțumim foarte mult și am să rog acești domni și doamne, oameni care au muncit o viață, să se apropie, să veniți mai aproape. Avem prilejul cu toții să transmitem un mesaj. Și eu vă îndemn să facem acest lucru, profitând de faptul că avem aici presa din Republica Moldova. Haideți să încercăm să transmitem un mesaj tuturor cetățenilor Republicii Moldova să se înțeleagă ce dorim cu adevărat. Domnul profesor, spuneți. Bună ziua, stimați cetățeni! Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova întrunește veterani de război, veterani în muncă, medici, profesori și alte categorii din societate. Noi suntem foarte indignați de faptul că am ajuns la această vârstă de pensionare și pensia noastră este mizeră, adică mai mică de 2000 de lei, acei 400 de mii de cetățeni care nu beneficiază de o pensie bine meritată la vârsta lor. Domnul Dodon, în campania sa electorală, ca președinte, a promis că va majora pensiile de două ori. A promis că va da 700 de lei. N-a făcut lucrul ăsta. Acum, cetățeanul trebuie să-l întrebe la alegeri. De ce? Tu promiți și nu faci. Înseamnă că nu ești în stare. Nu ești în stare și în continuare ca să fii președinte. Și exemplu aș mai aduce. Ca președinte a Asociației Veteranilor de Război a Armatei României de Republica Moldova, dumnealui călătorește prin Republică. Acești pensionari sunt cei mai vârstnici, de la 95 de ani până la 100 de ani. Fiind în raionul Cimișlia, nici n-a îndrăznit măcar să intre la acest cetățean să-l felicite cu 101 ani. Și mai multe exemple sunt de felul ăsta. Vă îndemn pe toți cetățenii, mai cu seamă pensionare, care noi constituim nucleul principal la alegeri, să ieșim cu toții să spunem un da președintelui Andrei Năsase. Nu, aici nu, nu, vă rog să vă opriți, doamna Nona, dacă aveți ceva de spus. Poftiți, fără îndemnuri la vot, vă rog. Bună ziua! Ne-am grăbit. Nu e nimic. Oameni ai acestui pământ minunat, oameni a acestei țări atât de suferinde, v-aș ruga să analizați un lucru. Cei ce trăiesc în Europa, în țările dezvoltate, au salarii care le permit o viață onestă. Oamenii care trăiesc pe acest pământ, pe acest plai, dăruit de Dumnezeu, dăruit de natură, de univers, cum doriți, pe care au trăit strămoșii noștri, au un trai
într-o situație și într-o situație pur și simplu dezastruoasă. Nu au bani suficienți să-și plătească, să-și cumpere lemne pentru iarnă, să se încălzească, să primească o baie, să mănânce o bucată de carne de două ori în săptămână, să trăiască cel puțin curați, în condiții normale a unui om, într-o societate, cum zicem noi, dezvoltată, într-o societate civilizată. Sunt persoane care au lucrat la același loc de muncă câte 49 de ani și au o pensie de cei 2000 de lei. Să ne punem întrebarea, cum de e posibil 49 de ani din viață cu 2000 de lei, când vacanța unui om care pleacă de atâtea ori în an, de zeci și zeci de ori în an, cu echipe întregi de prieteni pe care îi ia subțioară, așa zis, și îi poartă prin lumea mare, în hotele de lux, cât costă o vacanță, cât costă o zi în hotelele sau, eu știu, în localurile unde se opresc ei. Puneți-vă întrebarea, merită oare să lăsăm să ne mai guverneze, să ne mai vândă, să ne mai înjosească, să ne mai țină într-o mizerie absolută, să ne distrugă demnitatea noastră de oameni, acest om împreună cu echipa lui de oameni, sau cum să vă zic eu, de inumani care îl înconjoară. Iertați-mă că vorbesc asemenea lucruri, dar îi consider că cei ce nu au milă de cel care este nesătul sau este flămând de alături, nu merită să ocupe funcții de stat. Vă rog, votați. Nu. Demnitatea. Nu. Gata, mulțumim frumos. Da, vă mulțumim frumos. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi, ca să nu trecem dincolo de liniile legale. Zic să ne oprim aici. Întreaga societate înțelege în ce mizerie am ajuns când ești cu niște guvernanți nesimțiți, cu niște guvernanți care s-au gândit numai la ei și la anturajul lor toxic. E de datoria noastră a tuturor să facem front comun, să ne unim din nou așa cum ne-am adunat ani la rând, așa cum am ieșit la protestele zecilor și sutelor de mii de oameni, tot așa să ieșim la următoarele alegeri și să facem schimbarea mult așteptată. Schimbarea care să ne aducă siguranță, să ne aducă bunăstare, să ne aducă dreptate, justiție corectă, să ne aducă mai multe locuri de muncă, să ne aducă bunăstare la noi acasă, alături de familiile noastre, reîntregite și binecuvântate de Dumnezeu pe acest pământ. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să rămâneți alături de noi, indiferent unde vă aflați, acasă sau în diasporă. Platforma Demnitate și Adevăr va fi consecventă, va continua activitățile sale începute încă în 2015, atunci când această țară era furată, era batjocorită, era siluită pur și simplu de niște regimuri criminale, iată care și-au transferat puterea de la unii la alții. Vă îndemn să rămâneți alături de Platforma Demnitate și Adevăr, de acești oameni minunați, de cei mai triști ca noi și să avem grijă de părinții, de frații, de surorile noastre. Vă mulțumesc!